Bună, Raluca! Bună! Bine te-am găsit! Bine ne-ai trimit aici la Quantum, liniște și pace. Place aici, ca la noi? Da. Vin de mult timp aici, mă. Da, numai că acum s-au schimbat lucruri. Toate procesele de transformare. Ah, bravo, da. Ai fost și când era șantier? Da. Iată, atunci le știi pe toate. Mm-hmm. Sunt familiar cu locul, e ok. E foarte bine. Am pentru tine 61 de întrebări. Super! O să se termine repede, o să vezi. Dar parcă erau mai multe. Nici nu mă mai sperii. Nu? Se termine repede, nu? Da, da. Ok, bine. E ok. Ok, începem. Să începem. Ai cafeaua în față și eu am cafeaua, da. O să avem nevoie. Descrie-te... Care stăm 60, mai ales că eu vorbesc mult. Pregătește-te să stai aici toată ziua. Descrie-te într-o propoziție. Wow! Sunt un om distractiv. Pozitiv. Certăreț. Impulsiv, foarte talentat, uneori sunt relaxată, uneori sunt foarte încordată, depinde de zile, Dar în mare cam asta sunt dar eu. Dar sincer o văd. Da, în mare cam asta sunt eu. Zi-mi ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Wow, nu știu ce să spun, ce nu știe toată lumea, pentru că eu sunt foarte sinceră și la întrebările de la interviuri, de obicei, dacă, nu știu, orice fel de întrebare mi se pune, ezit să spun care-i treaba sau... Ce nu știe lumea despre mine? Știe deja lumea că mi-e frică de întuneric, știe lumea că mi-e frică de singurătate, știe lumea că... Nu știu, nu-mi plac oamenii lenți, nu-mi plac oamenii care vorbesc mult la telefon. Iată. Nu-mi plac. De ce trebuie să mă țineți 7 minute la telefon? Da, adică puteți să spuneți, hei, Ralu, trebuie să facem asta. Bine, punct, pa. Mă știi, acum câțiva ani ne plângeam că nu avem minute sau mai știu eu ce, sau că ne vedea venit factura. Dar nici atunci nu vorbeam. Dar nici atunci nu vorbeam mult. Da, în fine. Zi-mi ceva ce prietenii tăi consideră atât de tipic ție. Că sunt foarte impulsivă. Și să știi că prietenii mei din câte am observat și foarte ciudat. Bine, sunt câțiva prieteni. Sau, de fapt, mai exact, există o singură persoană care nu se poartă foarte cu mănuși cu mine. Pentru că majoritatea prietenilor mei, de fiecare dată când vor să-mi spună câte ceva, să-mi dea o veste mai puțin bună. Se pregătesc parcă. Da, se pregătesc un pic, știi? Adică, bă, ne e frică cumva. Și nu, eu nu știu ce să zic, nu simt că ar trebui să fac asta. În afară de Lili, care vine și mi le spune și dacă nu-mi convine, bine, dacă îmi convine, bine. Băi, bine să ai pe cineva, cred, da, care da, face da, asta. Nu, există Lili în viața mea care mi spune, alo, trezește-te la realitate, fata mea. Da, dar bine, cu ea mă cunosc de, nu știu, 10 ani. Cauza asta. Care este cel mai tare lucru pe care știi să-l faci? Să cânt. Asta știu să fac cel mai bine. Și să mă cert. Și putea să mă cert non-stop, fără să mă... Glumesc. Aveam o întrebare mai spun asta, tocmai pentru că îmi spune toată lumea că ești foarte certădeață și probabil că așa e, știi? Când 10 oameni îți spun că ești beat, ar fi bine să mergi să dori. Da. Care este cel ceva pe care tu îl ai și toți din jurul tău și-l doresc? Wow! Nu știu. Habar. Cred că... Am un fund foarte mișto și cred că unele fete și-ar dori asta și nu e meritul meu, e meritul mamei. Deci, bine, și talentul pe care n-a, dar sunt foarte multe fete în jurul meu care sunt foarte talentate și nu cred că își doresc talentul meu, cred că sunt mulțumite cu talentul și ar fi mai bine așa până la urmă. Exact. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? La ce mă gândesc cel mai mult? La cum să fiu fericită. La ce să fac să fiu mai fericită de atât? Și la ce să fac să fie familia mea mai fericită de atât? Astea sunt principalele lucruri la care mă gândesc. Ce îți place cel mai mult să faci când ai timp? Wow! Îmi place foarte mult să cânt. Să cânt eu așa singură prin casă, nu neapărat să trebuiască să fac asta, nu știu, din vreo obligație. Ce mai fac eu când sunt singură? Mai fac și curățenie, uneori nu fac pe des, recunosc. Dar îmi place să-mi organizez chestii pe care nu le-am organizat încă. Sau îmi place să stau. Să stau, să mă joc căței, să mă plimb cu ei, să stau cu mama, să povestesc cu ea. Dacă ar trebui să-ți schimbi numele, cum ai vrea să te numești? Îmi place numele meu.
Nu știu, oare dacă mi-a schimbat numele în ceva mai cute, așa, oare aș fi și eu mai cute, oare nu m-aș mai certa în continuu? Vreau nu știu, da, da, știi, sunt vreau nu știu, mă cheamă și Alexandra, dar nu-mi spune nimeni. Îmi spune doar domnul Horia Măculescu, cum spune Alexandra. Da? Dar nu... Nu cred că mi-aș dori să mă cheme altfel. Nu m-am gândit niciodată. Da. Nu m-am gândit la asta. Sunt două tipuri de oameni pe lume, să zicem. Da. Care sunt aceste tipuri? Wow! Mincinoși și mincinoși. Adică, cred că toți avem un punct la un moment dat când trebuie să... Trecem de partea cealaltă. Să... Sau, de fapt, cum am crede noi că facem. Poate știi, toți nu. Suntem la există fel. Există posibilitatea. Adică, există o singură chestie. Știi, într-un război, toți am impresia că sunt personajele pozitive. Mm-hmm. Da. Noi toți credem că suntem personaje pozitive sau că spunem adevărul atunci când trebuie, dar, de fapt, omitem toată adevărul. Există oameni care mint și oameni care spun adevărul, să spun așa, dar cred că suntem cam toți la fel, dacă mă întreb bine. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Cântăreață. 100%, n-am spus niciodată altceva. N-am vrut să mă fac nici prințesă, n-am vrut să mă fac nici... Doctor. Nici, nu. Am vrut să mă fac întotdeauna cântăreață. Ți-a ieșit. Da. După ce tânjește copilul din tine? Wow, după ciocolată multă. Deși asta o mănânc, nu tânjește după ea. După ce tânjește? După drumețiile prin pădure, sincer, chiar tânjesc după asta. De libertatea vreau, aia. Da, vreau să fac asta, să fac ce vreau. Doar că de fiecare când îmi propun, ba nu poate nu știu ce prietenă, ba nu poate nu știu ce prieten, ba avem altceva de făcut, ba plouă, ba, știi, tânjesc după chestia asta. Da. Ce sfat ai da dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? Wow, să muncesc mai mult, să fiu atentă cu vocea, să mă încălzesc tot timpul înainte de concerte. Și să nu mai fiu atât de credulă, să nu mai am impresia că toți oamenii din jurul meu îți vor binele. Nu neapărat că îmi vor binele, că oamenii din jurul tău care, da, că chiar așa oamenii sunt din jurul nostru care vor să fie drăguți cu noi, ei nu se gândesc că vreau să fiu drăguți cu ea ca să, de fapt, eu sunt rău. Nu, au un interes, știi? Da, da. Și probabil interesul ăla nu este comun cu interesul tău și probabil de asta ajungem să fim dezamăgiți, pentru că, în fine, avem altfel de așteptări decât ar trebui. Da. Și mi-aș spune să fiu atentă la aceste decizii și să nu mai las pe toată lumea să mă ia de fraieră. Când a fost ultima dată când ai plâns? Și de ce? Cred că am ascultat ieri piesa lui Beyoncé, I Was Here, și de fiecare dată când mă ascult îmi dau lacrimile. Nu știu de ce, are o încărcătură. Plângi la piese des? Nu. Nu, sunt unele care, nu știu, au o încărcătură emoțională pentru mine în special. Și mă dau knockout așa, dar vezi nu te plâng, nu prea am. Nu sunt foarte, dar nu sunt foarte sensibilă din punctul ăsta de vedere. Da. Nici la filme nu prea plâng, nici la, nu știu. Depinde, pe la știri mai plâng din când în când, da. Da, dacă mai e ceva... Animăluțe. Da. O să vă urmăresc pe tot ce o să vă împușc. Glumesc, să nu puneți asta, stai la montaj. Wow. Cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut în viața ta pentru unul din oamenii pe care iubești? Nu mi-am tăiat nicio mână, niciun picior, nu mi-am donat niciun organ, deci înseamnă că n-am făcut niciodată niciun sacrificiu cu adevărat. Da. În rest, am făcut niște compromisuri, aș putea spune, pentru oamenii pe care i-am iubit. Din când în când am omis să văd anumite lucruri, chiar dacă știam de ele, am omis să văd adevărul, am ocolit adevărul. Știi că atunci când e dragostea la mijloc, totul pare perfect în jurul nostru. Și aici nu mă refer doar la iubit, mă refer la oameni în general. Și cred că, da, din când în când omit să văd lucruri, dar știind de ele. Da. Ce tradiție păstrai în copilărie și ai vrea să o păstrezi și cu copiii tăi? Wow, să știi că, uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Nu știu dacă e o tradiție neapărat, dar nu calc niciodată pe canalele care n-au 4 băuri. Nu știu dacă e o tradiție, o superstiție, practic, da. În fine, nu o să le spun asta copiilor mei, dar fi foarte tâmpit din partea mea să le bag și lor această tâmpenie în creier. Sărbătorile, aș vrea să păstrez sărbătorile și aș vrea să fie foarte conștienți de ceea ce înseamnă cultura noastră, de unde a plecat tot, în primul rând. Pentru că noi românii avem tendința să spunem, aoleu, tot ce e afară e bine, tot ce e afară e frumos, cultura lor e bună, cultura lor e frumoasă, a noastră nu e bună. Nu. Eu îmi doresc să am copii care să se bucure de treaba asta și aș vrea să le transmit chestia asta mai departe. Eu am început să descoper abia acum.
chiar dacă părinții mei mi-au insuflat treaba asta de mică, dar nu dar am și fost, noi, da. Probabil la rândul nostru, am zis exact. Că e mai am zis același lucru. Da. Americanii sunt mai șmecheri, ăia sunt mai șmecheri, știi? Avem tendința să facem treaba asta și pentru mine cred că ăsta va fi unul dintre principalele lucruri pe care eu le voi ține cu copiii mei. Da. Care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ți-au dat-o părinții tăi? Mama mă mai punea la colți din când în când. Dar foarte, foarte puțin stăteam acolo, că îmi ceream iertare imediat. În schimb, sora mea stătea cu orele la colț acolo, așa. A, trebuia să-și ceri iertare. Da, deci mă punea, ăsta era, mama practic ne-a cam crescut singură, pentru că taică mi-a fost plecat 7 ani, 8 ani în Israel, a fost plecat tot timpul. Și ea, săraca, cu două nebune pe capul ei, din când în când, pe lângă faptul că avea și muncă, avea, în fine, foarte multe lucruri de făcut, ne lăsa foarte mult timp singure. Adică pe mine împreună cu sora mea, care mă bătea non-stop, știți deja asta, că v-am mai povestit. Și când mai făceam câte o prostioară, dar nu prostioară, când făceam câte o prostie, în adevăratul sens al cuvântului, îi spunea la colț. Asta cred că era pedeapsa copilăriei mele, cam la toți copiii, nu doar mie. Da. O dată în viața ai fost. Și mă puneam, da, ai fost pus la colț. Și mă puneam la colț și zicea, pleci de la colț doar în momentul în care îți ceri iertare și spui că îți pare rău și n-ai să mai faci asta vreodată. Și mergeam la ea și mi-am amintit, nu o să mai ierți, nu o să mai fac asta niciodată, îmi pare rău. Și cam asta era totul, adică eu stăteam maxim câteva secunde la colț, pe când mama, sora mea, voiam să spun că în cazul în care ajungea tata pe acasă și ne vedea pe una dintre noi la colț, se punea mama la colț, adică era grav. Dar mi-aduc aminte asta cu statul la colț, sora mea stătea foarte mult, nu voia niciodată să ceară iertare sau să spună că îi pare rău, ei avea impresia că face bine ce face. Care a fost primul tău loc de muncă? Primul meu loc de muncă cred că a fost la o nuntă unde am cântat și am luat bani. Care este prioritatea numărul 1 în viața ta acum? Cariera, muzica. Da. Și familia. Dacă ai avea $1,000,000 acum, ce ai face cu el? Aș fi fericită dacă aș avea $1,000,000. Aș vrea să-mi cad acum din cer aici pe masa asta. Și ce ai face? Wow! Aș face un adăpost pentru animale foarte, foarte mare într-o pădure imensă. Pe care n-aș defrișa, o să zic, știi? Am un proiect atât de frumos, doar că am nevoie de bani mulți. Așa. Aș mai face niște chestii pentru familia mea și restul aș face o afacere cu ei. Probabil aș investi tot în muzică. Ai face mai mulți din ei. Chiar și mulții, cu siguranță, da. Mă pricep la asta, cred. Câteodată. Nu tot timpul, stai zici, știți, cheltui mai mult, produc.